Și joi seara m-a dus soția la lucru. Mașina era. Era ora 9, a ieșit la balcon și a fumat, mașina era. Noaptea, seara. Dimineața ies, mă duc până la piață, mă văd mașina nu-i. Prost, a rămas șocat. Și mă vezi și plasma și de la rul, care e sub 70 de ani la rul. Și frate, mașina mă sufie, frate. Și am luat de dată în grip din casă și a stat la 902. Atât mașina încuietă și făcat pe cum făcați oamenii cu mașina. Eu trebuie mă când ies din mașină, eu controlez ușile. Dar bun, materialele nu ați lăsat în urmă? Că... Rămas hainele care le-am câștigat de la nunte, care au dat părinții, rămași. Am furat o mașină. Care a fost scop? Mă duc acasă. Unde acasă? De la Buicana, de Brești. Am ajuns acasă, am luat o piv, m-am bătat și m-am adormit în mașină. Cum ați pătruns în mașină? Am deschis. Cum? Cu la zamoc am luat. Șurubelți, cu clești, cu... Fără șurubelți. Mașina era încuietă? Da. Și cum ați intrat iată în salon? Pe partea la vădici. Nu am format nici zamoc. Cu ce l-ați forțat? Cu bucate, sir. Cum ați porit motorul? Am rupt de la zamoc, am rupt de desubt, am rupt plasmasul și am scos palțul. Anterior ați fost judecat? Da. Pentru ce? Tot pentru furt. Ce ați furat? Și o nimerit. Ați stat la închisoare? Da. Câți ani? 5. Când v-ați eliberat? În 2013.